Codruț Fratoștițanu a înființat plantația de afin de la Robănești în urmă cu 12 ani, iar în ultimii 7 ani, afinele de aici au ajuns în exclusivitate în Marea Britanie. Cătălin Panduru, din comuna Urzicuța, deține aproape 350 de familii de albine și practică apicultura cu pasiune de peste 15 ani. O nouă ediție a emisiunii Satul meu, duminică, 21 iulie, de la ora 8, pe TVR Craiova.